Cadrele Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, împreună cu reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentelor, în urma unei acțiuni comune, au efectuat un control la un adăpost pentru câini neautorizat din Hațeg. Descinderea la adăpost a lăsat cu dosare penale pentru diferite fapte, inclusiv pentru trafic cu câini agresivi. Au fost constatate mai multe nereguli care se subscriu ghidicitului contravențional și penal, întocmindu-se în acest sens 3 dosare de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuare a intervențiilor chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, precum și pentru comercializarea câinilor din rasele din categoria 1 de câini periculoși prevăzute în Ordonanța de Urgență numărul 55/2002. Totodată au fost aplicate un număr de 18 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi. Dar surpriza mai mare a polițiștilor hunedoreni de la Biroul pentru Protecția Animalelor a fost la un adăpost de câini neautorizat, de această dată din Petroșani, unde au descoperit în flagrant o operațiune de trafic de droguri. În urma unei efectuări a unui control la adăpostul de câini neautorizat sanitar-veterinar, aparținând unei asociații din municipiul Petroșani, a fost constatată o infracțiune flagrantă prevăzută de articolul 4, alineatul 1, din legea 143/2000, republicată privind deținerea drogurilor de risc fără drept. În continuare, polițiștii efectuează verificări cu privire la activitatea adăpostului pentru animale neautorizată din Petroșani și luarea măsurilor legale ce se impun.